Aceasta este calea pocăinței. Să intri în tine, să te înfățișezi Domnului, să te vezi un condamnat care nu merită nici iertare, nici milă și în loc să fugi, ca și Cain, de la fața lui Dumnezeu, să te întorci către El și să spui: Cred, Doamne, în dragostea Ta, cred în crucea Fiului Tău, cred, ajută-ne credinței mele. Și apoi să urmezi calea lui Hristos, după cum am spus, să primești totul din mâna lui Dumnezeu, din toate să aduci roadele pocăinței și ale dragostei și să ierți primul pe fratele nostru, neașteptând îndreptarea lui, să-l duci ca pe o cruce, să te răstignești dacă este nevoie pe ea, pentru a avea puterea, precum Hristos, de a spune: Iartă-i, Părinte, căci nu știu ce fac. Și atunci însuși Domnul, care a spus: Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura, iertați, după cum și Tatăl vostru ceresc iartă. El nu va rămâne dator, vă va ierta, îndrepta, mântui și încă de pe pământ, precum sfinților, vă va dărui bucuria cerească. Să fie așa, să înceapă în viața fiecăruia dintre noi, astăzi, măcar puțin din această cale a pocăinței, pentru că acesta este de pe acum începutul împărăției lui Dumnezeu.